Voi fi un ambasador al Clujului, a promis în urmă cu o săptămână premierul Nicolae Ciucă, impresionat de felul în care arată municipiul. Îi dau dreptate, dacă vii și vezi centrul orașului, da, poți să fii impresionat. Dar Clujul nu este doar centru, iar părerea mea este că unitatea de măsură corectă este cartierul. Cât de estetic și de funcțional este acel cartier. Dacă oamenii au condiții de trai bune acolo unde dorm, asta înseamnă calitatea vieții. Ei bine, cartierele Clujului nu sunt atât de spectaculoase, proiectele de revitalizare există, dar se află majoritatea încă pe planșă. Municipiul mai are și o altă categorie de zone, cele industriale, pe care le-a ignorat timp de 30 de ani. Sunt câteva platforme, Liberty, Ursus, Napochim, Prodvinalco, Someșul, Tehnofric, care s-au restructurat, însă la Cuc, de exemplu, cea mai mare, timpul a încremenit, iar ceasul arată încă ora 8 dimineața în decembrie 1989. La fel și în piața 1 Mai, probabil a doua platformă ca mărime, unde Unirea și Carbochim sunt pline de clădiri prin care bate vântul. Pentru Carbochim, iată, vântul care bate este însă cel al schimbării. Dacă administrația nu a găsit soluții, ei bine, au găsit privații. În locul fabricii se va construi cel mai mare mall din România. Despre investiția de 500 de milioane de euro de la Carbochim vom vorbi astăzi la Real Estate Agenda. Bine v-am găsit, sunt Ionel Spuc, jurnalist Media 9. Invitata mea de astăzi este Raluca Munteanu, director de dezvoltare la Iulius Mall, în direct cu noi, tocmai de la Iași. Să rămână, Raluca! Bună ziua, mulțumim frumos de invitație! Bun, hai să vedem mai întâi de toate ce înseamnă acest Iulius Mall nou pe care doriți voi să-l construiți, dacă nu cumva se și canibalizează cu celălalt Iulius cu care lumea este deja obișnuită. În primul rând nu este vorba doar despre un mall, este un proiect de regenerare urbană. Este un proiect de reconversie, pentru că grupul Iulius, începând cu, nu știu, 2012, a devenit singurul dezvoltator axat exclusiv pe proiecte de regenerare urbană și proiecte pe dezvoltare de proiecte mixte. Asta înseamnă că el va include mai multe componente. În primul rând se distinge printr-o componentă culturală pe care nouul proiect o va avea, prin elemente precum păstrarea și conservarea elementelor de patrimoniu industrial, printr-o componentă verde, suntem singurul dezvoltator român care integrează clădiri urbane în proiectele noastre și ne place să credem că noua dezvoltare pe care o vom realiza, care include atât retail, rezidențial, birouri, parcuri, elemente culturale, va deveni un motor de dezvoltare pentru întreaga zonă, Carbochim și zona industrială, bineînțeles. Bun, asta așa general vorbind, dar acum am putea să luăm așa pe bucăți, da? Să vorbim și despre rezidențial, să vorbim și despre birouri, să vorbim și despre retail. În ceea ce privește retail-ul, este, ce spun studiile, este nevoie la Cluj de noi spații de retail? Din experiența noastră, da, credem că este nevoie de retail, dar nu de orice fel de retail. Credem că orașul Cluj, odată cu evoluția extraordinară pe care a avut-o în ultimii ani, a dus cu sine și această dezvoltare a dus cu sine și o serie de noi nevoi. Cred că oamenii își doresc mai mult decât un simplu centru comercial, își doresc un spațiu, un loc de recreere și din perspectiva asta, da, credem că există loc de nou retail cu concepte noi de magazine, cu concepte noi de entertainment, cu noi opțiuni de petrecerea timpului liber cu familia, cu alte cuvinte, un alt gen de centru comercial sau de mall, cum îi spune lumea, mai degrabă axat pe experiență și pe, bineînțeles, o altă cu calitatea serviciilor și a produselor pe care le pot cumpăra acolo, fie că vorbim de fashion, fie că vorbim de servicii sau, de ce nu, restaurante, cafenele. Practic, o componentă foarte importantă din acest nou proiect de retail, care va fi diferită față de mall-ul existent, este această componentă puternică de food and beverage. Ne dorim să aducem concepte noi de restaurante, concepte noi de cafenele, bazat pe, cum am spus, mai mult pe experiență și să răspundem nevoilor clujenilor de a avea altceva decât au ei acum. Asta pe partea de retail. Bun, avem și birouri, am citit informațiile despre ce doriți acolo, 23.000 de metri pătrați și venim tocmai după pandemie, într-un moment în care birourile nu au o căutare atât de mare ca până în 2020. Voi cum simțiți acest lucru?
Există o componentă într-adevăr prezentă de birouri. Nu ne-am dorit să aglomerăm prea tare zona. Credem că în momentul de față este prioritară pentru noi nevoia oamenilor de a avea mai mult timp și de a nu irosi în trafic. Prin urmare, credem că o componentă chiar și mai mică de birouri într-un ansamblu mix aduce foarte multă valoare. Vrem să venim cu alt gen de birouri și aici pe această componentă, adică spații flexibile. Sunt companii internaționale care își doresc să fie prezente într-un proiect mix, întocmai pentru că oferă o altă calitate a vieții angajaților lor. Ne-am previzionat această suprafață pornind de la nevoile clienților chiriași de birouri. Poate generalizând, într-adevăr, nevoia de birouri acum a mai scăzut, dar ea totodată s-a mai și transformat în nevoia companiilor de a oferi spații flexibile angajaților lor, pentru că foarte mulți dintre ei au un procent de angajați care lucrează de acasă. Și al doilea element este, așa cum am menționat, prezența sediului companiilor în cadrul unui ansamblu mix, în care ai acces la servicii, în care ai acces la spațiu verde, și angajaților simt că pot să facă mai multe cu ziua lor, având totul atât de aproape. Da, nu ar trebui neapărat un sondaj pentru grupul Iulius ca să afle care este interesul oamenilor, firmelor, de fapt, pentru a avea birouri. Aveți clădirile United. Ele cum sunt acum? Cum se prezintă ele după pandemie? Noi sunt 100% închiriate. Suntem în dezvoltare. La nivel de rețea avem, cred că, 3 spații libere, nu știu, în total 200 de metri pătrați la nivel de rețea din aproximativ 150.000 de metri pătrați de birouri. Pe noi nu ne-a afectat foarte mult schimbările datorate de COVID, din perspectiva faptului că toate birourile, așa cum am spus, sunt amplasate în proiecte mixte și în locații centrale. Și acest lucru a ajutat foarte mult, au altă sustenabilitate în sine și... Din acest motiv, companiile n-au putut să renunțe la spațiile respective și angajații în sine își doresc să se întoarcă într-o oarecare măsură la birou pentru că au parte de alt gen de experiență. Se întâlnesc cu colegii, petrec timp în parc. Bineînțeles, nu toți se întorc la birou. Va exista probabil estimarea noastră pe termen lung, măcar un 30% procent din angajații oricăror companii care mereu vor fi remote. Punem așa. Dar încă credem că se sedimentează lucrurile, încă nu credem că s-a stabilizat procentul ăsta de cât lucrează de acasă și cât lucrează de la birou. Încă companiile caută o formulă de lucru care să fie optim. Da. Bun, și am rămas cu rezidențialul, sau n-am rămas neapărat, că mai avem și alte lucruri, dar rezidențialul este important. Aș vrea să știu câte apartamente aveți în plan, cât de înalt. Sunteți vecini cu niște, tot așa, cu Maurer, care are 22-23 de etaje, nu mai rețin exact. Mai vin niște blocuri de 14 etaje lângă parcul feroviarilor. Așa că sunt foarte curios cât de înalt. Aici proiectul este încă în dezvoltare, există o propunere transmisă spre avizare. La momentul de față, componenta rezidențială nu este cea dominantă în proiect. Ea se află încă în etapa de proiectare, prin urmare nu pot să vă dau un număr exact de apartamente, nici nu l-am comunicat, pentru că nu am dorit să dăm o cifră care se va putea schimba într-o lună de zile. Ce pot să vă spun însă că cu siguranță va fi o nouă generație de locuințe cu suprafețe generoase. Ne dorim să oferim standarde peste ce este acum în piață, nu știu, fațade vitrate pentru un aport de lumină natural cu durată mai lungă din zi, terase individuale ample. Practic, ce ne dorim să facem este să transferăm atenția de la economia de spațiu la flexibilitate și să îmbinăm activitățile indoor-outdoor prin amplasarea acestor clădiri în apropierea unor funcțiuni diverse. Practic, un proiect care îți oferă totul în apropiere și reunând elemente atât de magazine, servicii, rezidențial, parc, evenimente, poate să genereze pentru oamenii care locuiesc acolo o altă economie de timp și o altă calitate a vieții. Prin urmare, vom vedea exact odată ce terminăm. Suntem pe ultima 100 de metri pe partea asta de proiectare și odată ce vom avea clar cifrele, atât la nivel de înălțime, cât și la nivel de număr de apartamente, vom ieși în piață cu ele, probabil cu un material dedicat exact componentei de rezidențial. Deci nu vrei să-mi spui?
De fapt, câte etaje. Ceva care poate se schimbă mâine. Și mai aproape de Maurer, care are 20 și câte am zis, 3, sau de Oxygen, care o să aibă 14? Da, nu știu, nu-mi place să ghicesc, dar nici eu okay, vreau okay. să vă spun proiectele și vi le spun din punctul ăsta de vedere. Bine, era așa o încercare, știi că jurnaliștii vor neapărat să afle lucruri și dacă îi dai afară pe ușă, intră înapoi pe geam, deci ok. Știi cum e vorba aia, nu cer, nu ai, așa că... Bun, așa că... grădină urbană de 4 hectare, asta este aproape cât parcul feroviarilor, care o să aibă 5,5, cu care vă învecinați, arată bine ideea asta. Da, este elementul de semnătură care ne caracterizează pe noi. Toate proiectele noastre au drept ancoră un parc. Am făcut acest lucru prima dată la Palace în 2012, după aia am continuat în Timișoara, unde am făcut din nou o dală urbană și o grădină care este conectată cu zona de retail. În ceea ce privește proiectul din Harbokim, era foarte important să avem o abordare sistemică și integrată a zonei verzi, astfel încât ea să creeze o sinergie între parcul Armatura, între parcul feroviarilor și, bineînțeles, strategia bine pusă la punct de noi de valorificarea malurilor Someșului. Și atunci ne-am gândit foarte clar în conceptul pe care l-am dezvoltat, cum putem să valorificăm amplasarea pe malul Someșului, cum putem să ne legăm mai bine astfel încât, practic, orice vizitator să aibă un traseu coerent dinspre gară, prin parcul Armatura, în parcul nostru, înspre parcul feroviarilor și să aibă un traseu piedonal foarte frumos. Da, din păcate, cred că nu se pot conecta, de exemplu, cu parcul feroviarilor. E o distanță destul de mare, acolo să vină și culoarul acela de nord. Practic, va fi o separație. Va fi o separație, bineînțeles, acum credem că o dezvoltare precum a noastră va genera noi nevoi de conectivitate și în această perspectivă credem că distanța între proiectul nostru și parcul feroviarilor totuși nu este chiar atât de amplu, adică este câteva sute de metri. Parcul Armatura va fi peste pod. Și parcul feroviarilor, ziceam, și parcul Armatura este practic peste situl nostru. Da, asta zic, corect. Deci parcul Armatura este mult mai aproape și se poate conecta direct cu un pod velo, mă gândesc, dar sigur, parcul feroviarilor va fi puțin mai departe. Un pic mai jos, într-adevăr. Dacă ai menționat acum de conectivitate, pentru noi când dezvoltăm un proiect acordăm atenție foarte importantă conectivități, pentru că este important ca orice ansamblu pe care îl dezvoltăm să fie ușor de accesat de către public și natural integrat în oraș. În ceea ce ne privește pe noi, la dezvoltarea din Cluj am propus realizarea unui pier, dar și a unui pasaj pietonal peste râul Someș, care să conecteze parcul Armatura cu noua noastră dezvoltare. Simțim nevoia unei conexiuni directe între parcul Armatura și parcul nostru și ne dorim să o ducem la bun final. Locuri de parcare? Unde vor fi? În subteran majoritatea? Totul este în subteran, totul este în... Câte? 3 subsoluri? Câte? Sunt 2 subsoluri. 2? Da, 2 subsoluri o să fie... ne dorim să... O să fie o parcare cu peste 6.000 de locuri, probabil cea mai mare parcare subterană din România, peste 6.000 de locuri de parcare subteran. Toată partea de aprovizionare, toată partea de operare, totul va fi făcut în subteran. Și gândit cap-coadă cu experiența pe care am făcut în celelalte proiecte pe care le-am dezvoltat în Timișoara și în Iași, care de asemenea sunt proiecte foarte ample. Bun, Raluca, în mod normal aș spune că pentru un clujan piața 1 mai nu este cel mai ofertant loc unde s-ar muta. Dar aici veniți voi și redesenați toată zona, investiți în acest lucru și e foarte interesant cum vedeți voi locul acesta de trăit în viitor. Să încercăm să facem o proiecție viitoare acestui loc al Clujului, care acum, cum spuneam, nu este cel mai atractiv. Nu este cel mai atractiv, de aceea ne uităm la el. Credem că faptul că nu, oportunitatea rezidă în tocmai în faptul că acum nu este cel mai atractiv, dar credem că este direcția potrivită de a oferi clujenilor o nouă zonă în afara
celor existente, în care ei se aleagă, tocmai pentru că sunt foarte multe investiții care au loc acolo. Adică, acum, dacă ne uităm, este o zonă ofertantă, dar avem experiență și nu se înseamnă impactul unei dezvoltări de 500 de milioane de euro într-o zonă care acum nu înțelegi nimic din propriu-zis. Dar trebuie să vedem un pic mai departe, să știm ce se întâmplă în parcul Armatura, în parcul feroviarilor, știm ce se întâmplă la nivel de investiții de infrastructură. Dacă îmi dai voie, să știi că ca un locuitor vechi al Clujului, nici Gheorgheniul acela unde ați dezvoltat primul Iulius nu era foarte atractiv în urmă cu 15 ani. Da, toate proiectele noastre, nu e momentul potrivit să-ți arăt acum cum arătau proiectele noastre înainte și după, cum arătau înainte și cum arată după. Na, proiectul Palace a fost făcut pe un fost strand și o zonă care era complet nelegată, deși era în proximitatea Palatului Culturii. Cum ai spus și tu, în Gheorgheni, atunci când am dezvoltat noi mall-ul, nimeni nu credea că se poate face ceva interesant acolo. Vin des în Cluj, deși eu sunt ieșancă, vin des în Cluj și de fiecare dată este o plăcere să văd cum lumea aleargă pe malul lacului Gheorgheni 1. Și pentru noi, de exemplu, parcul pe care l-am făcut în Cluj, lângă mall, a fost tocmai o încercare a noastră de a transforma proiectul de acolo, nu neapărat într-un proiect mix, dar avem deja experiența din Palace, că un parc e foarte important și de aceea am făcut acea amenajare inițială a lacului cu parcul pe care l-am adăugat, tocmai pentru că ne dăm seama că oamenii nu își mai doresc să vină doar la mall sau doar într-o clădire de birouri, vor ceva mai mult. Și e același lucru și la rezidențial. Nu există rezidențial care să aibă poate tot timpul servicii în apropiere, să aibă o altă calitate la nivel de înălțim, cum ai spus și tu, la nivel de lumină naturală. Ne uităm la lucrurile care înseamnă în final calitatea vieții. Ca cuiva, ori fie că vine la birou, fie că vine la mall, fie că se duce acasă să locuiască. Da, ideea este că eu cred că voi ori... Sigur, veți investi voi în chestiunea asta, ori veți forța administrația locală să investească acolo, cum s-a întâmplat. Sau vin alți privați după voi și își obțin propriile beneficii. Da, bineînțeles. Da. Orice dezvoltare ca nu știu, cele pe care le facem noi, observăm că aduc după sine presiunea ca zonele din proximitate să crească. De fapt, asta e reconversie și degenerare. De fapt, nu reconversie, regenerare urbană. Pentru că o zonă care până atunci nu a fost valorificată, o transform și acest lucru dă încredere și celor din jur că pot să facă mai mult. Creează o cerere, creează mai mult potențial. Vedem că același lucru se întâmplă și acum cu altă dezvoltare pe care o avem în Iași, care se numește Palace Campus, care tot așa este într-o zonă care până înainte arăta foarte rău. Și deja vedem că lumea în jur se simte mai, nu știu, motivată. Încrezătoare. Încrezătoare, nu știu, casele care sunt în jur, lumea e mai atentă la fațade, la felul cum arată strada. Mai ridică prețul când vinde. Na, ce să facem? Asta e piața, nu e nicio problemă, adică se întâmplă. Deci, da, așa este. O să credem că o să genereze alt gen de cerere, alt gen de investiții, și publice și private, de ce nu? Corect. În jurul vostru acolo sunt și alte proiecte și e foarte, foarte important, sigur, doar pe planșă momentan, adică nu sunt lucruri concrete, de exemplu, culoarul acesta de nord, care a constituit săptămâna trecută un subiect de dezbatere la Centrul de Imaginație Civică. Mai este și acel culoar verde-albastru care urmează malurile Someșului. Acolo mi-ai spus deja că aveți plan cu pod, pasaj rutier, parcul care se leagă cu parcul Armătura. Ce ne facem cu culoarul de nord? Vă afectează, vă ajută mai mult sau vă încurcă? Nu ne încurcă, că noi la noi nu e o chestiune de opțiune, de că ne încurcă. Noi ne dorim să fie un plan bine stabilit la nivel de investiții publice la care noi să ne aliniem și noi ce putem să facem este să vedem ce este planificat și să vedem cum putem contribui astfel încât să ne legăm cât mai unitar de ceea ce este propus. În ceea ce ne privește, mai ales legat de dezbaterea de săptămâna trecută, așa cum am menționat și acolo, ne dorim să oferim orice fel de investiție care să se lege de manieră coerentă cu ce este propus. Nu știu, fie că vorbim de piste de biciclete, de nu știu, piste de alergat, de o mai bună integrare cu
cu planul pentru malurile Someșului. Deci, din punctul nostru de vedere, pe noi ne ajută. E o chestiune logică, e o mai mare mobilitate. Deci nu pot să zic ca să răspund tot la întrebare, pe noi ne ajută. Dar trebuie să vedem exact cum putem să contribuim și noi, astfel încât să iasă un rezultat mai bun, mai ales că știm ce se dorește. Da, arhitectul Arnold Mozolic a propus, a recomandat, n-a propus, că e important termenul ăsta, un pod care ar veni undeva, nu știu, razant cumva cu ceea ce aveți voi acolo. Aici e o discuție dacă această recomandare nu cumva vă afectează. Da, cred că trebuie să o analizăm mai în detaliu. Nu știu să răspund la această întrebare. Am văzut, dar noi am luat-o așa cum a fost comunicată, drept o propunere. Cred că ce trebuie să facem și partea cea mai bună a dezbaterilor, apropo de ce vorbeam noi un pic mai devreme, înainte să intrăm în emisie, partea cea mai bună a ce se întâmplă în Cluj este tocmai existența acestor dezbatere în care noi, ca investitori privat, vedem că sunt niște investiții propuse și putem să vorbim liber despre ele. Și cred că următorul pas pe care ar trebui să-l facem noi este să analizăm un pic mai în detaliu și să vedem, să putem o discuție și să vedem exact cât din ce s-a arătat este o propunere fermă, cum să venim și noi cu planurile noastre de trafic pe care le-am făcut, cu studiul de trafic pe care l-am făcut, cu planul de mobilitate pe care l-am propus, să vedem cum se aliniază lucrurile. Adică nu știu dacă ce este acolo este final sau... Da. Păi urmează un studiu de fezabilitate, cred că, și abia atunci vom vedea exact ce se aprobă. Acel studiu va trebui aprobat în Consiliul Local, deci mai durează toată povestea asta. Dar sigur, pentru voi este un semnal de alarmă, mă gândesc. Nu neapărat în sensul rău, dar vă captează atenția. Bineînțeles că ne captează atenția orice se întâmplă acolo, dar cred că nu vom fi îngrijorați decât, adică nu avem de ce să fim îngrijorați, dacă atunci n-am avut o discuție concretă pe acea propunere. Și atunci suntem liniștiți pentru că știm că este loc de dialog. Bun, mi-ai spus încă de la început despre investiția în cultură, este de fapt și o, nu știu, un sprijin pentru clujeni, nu? Un sprijin și pentru administrația locală. Clujul nu stă foarte bine la spații de expoziție, la spații de spectacole, așa că cred că poate fi numit așa un ajutor pentru Cluj. Din punctul nostru de vedere, nu vedem neapărat ca pe un ajutor. Noi am pornit la o premisă foarte simplă. Ne dorim să păstrăm din identitatea locului, care are o importanță socială, după istoria pe care Carbuchim a scris-o acolo în ultimii peste 73 de ani. Prin urmare, am luat decizia de a păstra două clădiri considerate patrimoniu industrial și să le transformăm în aceste funcțiuni culturale. Este vorba despre o hală cu arcade din anii 50, care va fi transformată într-un centru dedicat artelor spectacolului, unde vor avea loc concerte, teatru, dans contemporan, probabil ateliere, festivaluri, deci tot felul de evenimente. Și pe lângă acest centru dedicat artelor spectacolului, ne dorim să mai facem inclusiv o sală de spectacole, o premieră în perspectiva integrării sale ca funcțiune într-un proiect de real estate. Și vrem să facem, să dăm tonul includerii altor genuri de funcțiuni într-un proiect care nu mai este deja doar de retail sau doar de birou. Adică vedem că vom avea probabil un anfiteatru și spații pentru evenimente în aer liber, vorbim că despre parcuri tematice, cu alte cuvinte, partea asta culturală se va regăsi în toate funcțiunile, nu doar în aceste două clădiri pe care le vom păstra. Iar revenind la patrimoniul industrial, cea de-a doua clădire pe care o vom preface, este vorba despre clădirea administrativă actuală a fabricii, în care vom oferi atât spații de birouri flexibile, cât probabil și anumite spații pop-up de susținere a inițiativelor locale, fie de designer, fie antreprenori locali. Câți metri pătrați vor avea cele două clădiri? Sunt mici, adică hala cred că are undeva la 600 de metri, amprenta la sol, deci e un spațiu foarte mare, o hală foarte frumoasă, pentru că e parcat foarte înalt, permite un mezanin, să spunem așa, adică o să fie un spațiu foarte deosebit, mai ales că este pe intrarea în proiect, adică noi o vedem așa ca o bijuterie așa, a proiectului, să spunem,
Iar cealaltă clădire este tot așa undeva la câteva mii de metri pătrați, adică nu este o suprafață foarte mare. Încercam să compar, am văzut la Varșovia așa ceva, o clădire de patrimoniu industrial, care într-o zonă de asta de reconversie, unde funcționa un birou de arhitectură și am fost să vizitez, chiar arăta, avea așa o patină. Era foarte interesant. Noi suntem foarte entuziasmați, recunoaștem că nu o să facem, adică noi nu știm, din nou, noi facem proiecte mixte, suntem un dezvoltator, nu știm partea asta de operare culturală și din acest motiv am făcut un parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, care vor fi cei care vor opera acest spațiu și vor gândi acest spațiu în folosul comunității. Și din perspectiva asta, da, suntem foarte entuziasmați. Am multe întrebări să îți adresez și mai avem doar vreo 5 minute. Cred că va trebui să te mai invit la emisiune dacă îți face plăcere. Ce înseamnă parte din... Da, te rog să vii live. Da. Ce înseamnă parte din Cluj? Ce înseamnă parte din Cluj? E o nouă parte din Cluj, nu? Pe care o dezvoltăm. Dacă te referi la site-ul pe care l-am dezvoltat, care se numește partedincluj.ro, pentru că acum e ca un moment promoțional, dacă vreți afla mai multe informații despre proiect, vă rog să intrați pe partedincluj.ro. Noi ce ne-am dorit cu conceptul acesta de lansare a fost să dăm tonul unei consultări publice. Așa cum știți prea bine, orice etapă de avizare are o etapă de dezbatere care, din experiența noastră, se întâmplă destul de tardiv în procesul de dezvoltare a conceptului. Și atunci, dacă aștept o dezbatere publică, cea din PUZ, din procesul de PUZ, și abia atunci întreb comunitatea ce își dorește într-un proiect, deja e posibil să fie cam târziu. Și de aceea noi ne-am dat seama că orice consultare trebuie să întâmple înainte ca conceptul să fie finalizat. Și asta facem pe platforma aceasta, parte din... Și ce zic clujenii? Păi puteți să intrați, pentru că totul este un proces transparent. Nu vă înjură nimeni? Adică neapărat trebuie să intru, dar trebuie să intru să văd dacă vă înjură cineva, că meseria de vecin este foarte căutată la Cluj. Nu jurat nimeni, bineînțeles, acum nu poate, o să vezi că nu găsești doar mesaje laudative, dar eu cred că tonul care e acolo este unul civilizat. Și cred că principalele dorințe ale clujenilor este în tocmai această grijă de natură, nevoia de timp liber și o altă calitate a vieții în sine. Bun, toate multele întrebări pe care le mai am le reportez pentru discuția fizică. Mai vreau să te întreb doar dacă te-ai muta acolo. Poftim? Te-ai muta în rezidențialul din viitorul Parc Iulius din zona Carbochi? Păi, dacă m-aș muta, adică dacă aș pleca din Iași, m-aș... Da, da. Păi, cu siguranță, până ca să dezvolt proiectul, trebuie să mă mut un pic la Cluj, așa că, da. Păi asta e forța exemplului, nu? Mie îmi place, normal că trebuie să vă placă și vouă dacă mie îmi place, nu? Bine, nu-i place, sunt un om de dezvoltare, adică am făcut 4 ani de zile, m-am mutat în ghilimele la Timișoara, cât am dezvoltat proiectul în Timișoara, acum probabil 2-3 ani de zile când o să dezvoltăm, o să fiu cu siguranță o parte și eu din Cluj. Cu ocazia asta mi-ai spus și cât durează proiectul, în opinia ta, 2-3 ani. Îți mulțumesc foarte mult, Raluca Munteanu, director de dezvoltare la Iulius Mall. Iulius vine la Cluj cu încă un spațiu de retail, dar și cu rezidențial, birouri, grădină publică și o grămadă de alte lucruri interesante. Eu vă mulțumesc foarte mult, să construim frumos, salutul meu. Îi mulțumesc, Raluca Munteanu, toate cele bune. La revedere! Mulțumim și noi! La revedere!